Și e zona de graniță, pentru că Mercur e sociabil, e cald, e omniprezent, Saturn e rece. Și poți să treci în decursul unei singure zile de la o stare la alta, cu o repeziciune fantastică. Chiar opoziția lună albă, lună neagră indică, iată, structura aceasta interioară, interesantă de altfel. Leii vor cere lămuriri în iubire. Mercur, în cea de-a cincea casă sentimentală, tot acolo este și soarele, care e constructiv și apropie de persoanele dragi sufletului și vine cu sprijin, cu suport moral, iar Saturn vrea loialitate, fidelitate, angajamente, declarații, semn că se pune punctul pe i, că se parafează ceva, cu ghilimelele de rigoare, poate să fie un angajament verbal, dar când discutăm de loialitate și de fidelitate, lucrurile nu merg decât într-o direcție bună și sigură. Dacă promiți, tu trebuie să te ții și de promisiuni. Saturn, dacă cere ceva, pe urmă merge și verifică dacă ți-ai respectat legământul. E o perioadă cu agitație datorită opoziției lunii albe cu luna neagră, dar leii, care au mai mult decât o forță interioară deosebită și o mândrie și un orgoliu peste măsură, vor reuși să domine atunci când este cazul, dar să lase de la ei când simt că persoana dragă sufletului nu mai poate sau nu mai are răbdarea, puterea, capacitatea de a rezista cum era până de ună zi. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.